Anul trecut a fost un an mai greu, să spunem. Au fost pentru editorialul pe undeva pe la 30 ceva de cazuri. Datorită curenților puternici, nu ai nicio șansă. Poți să fii înotător profesionist, nu ai nicio șansă să te pui cu forța naturii. La ora 8 seara au intrat, patru tineri au intrat în apă, pe furtună, pe valuri. Eram bine, eram în apă și dată n-am mai simțit nici pământ sub picioare. Ei observă că nu e mare chestie decât să distrează în valuri și nu ne înțeleg. Nu înțeleg ce vrem noi să spunem. Am gândit noi, nu o să trebuiască să mă, că nu mă duc niciodată mai mult de 2 metri dincolo. Există această incidență directă a valurilor, ele cuvin ca să se și întoarcă. Când mi-a luat într-o zi, mi-a luat 4 copii și 2 femei, dintr-o dată așa curent. Nu știam pe cine să pun mâna, pe cine să iau. Trebuie să prevenim cât putem de mult, să nu ajungem într-o situație în care nu mai putem face nimic.